Bună, dragilor, revin cu prezentarea catalogului Avon din campania 13-2020. Acest catalog va fi valabil din 24 a 9 până în 14 a 10. Catalogul o are pe Simona Halep pe copertă și haideți să vedem ofertele și noutățile din el. Aici avem prezentarea parfumului Her Story la 65 de lei. Întreg setul cu loțiune și parfum de 10 ml este 75 de lei. Mi se pare un preț mult mai avantajos pentru acest set. Noul parfum Faraway Rebel and Diva, 59 de lei. Să vedem ce note are acesta. Piper roz, magnolia, corduri de popcorn și caramel sărat. Cred că miroase dulceag. Văd că este întreaga gamă Faraway. Acesta este Faraway Glamour, care are muguri de coacăze, negre, vanilie de Madagascar și musc. Nu l-am pe acesta. Tot așa, Faraway Classic, Fresia, Somie și musc vanilat. L-am avut în trecut, n-am putut să-l folosesc, nu știu, de vreo 50 ori dacă l-am folosit și l-am dat mai departe unei prietene pentru că e mult prea dulce, prea puternic, îmi dă bătăi de cap. Mie una nu mi-a plăcut și n-avea rost să-l țin în colecția mea. Aici spune super oferte și haide să vedem dacă chiar așa este. Avem la 29 de lei acest tratament de noapte, un far de obraz, adică un blush. 15 lei, uleiul de porc cu cocos și argan 16 lei, un preț bun, la comandare oricui alt produs din broșură, adică la aceste produse se va aplica reducerea doar de 15%, dar e un preț foarte bun 16 lei pentru acest produs, în condițiile în care aveți 100 de ml de produs, eu l-am avut, l-am terminat și mi-a plăcut tare mult, dar să știți că vă ține ceva timp, dacă nu obișnuiți să folosiți la fiecare spălare sau așa, nu știu, s-ar putea să vă plictisiți de el și să nu vă placă, dar mi-a plăcut fantastic de mult. Mereu folosesc ulei de păr după ce îmi spăl părul. Acum mai am ceva începute, dar nu știu, s-ar putea să-l iau și eu. L-am mai avut pe acesta, vreau să-l iau pe cel cu camelie, dar am văzut că e mai scump cel și acesta e un preț chiar bun. Mai avem un sufle antioxidant pentru cor din gama Planex Spa, Arctic Lingonberry, body souffle și parfumul Silky Soft Musk, acesta miroase a vanilie. Dacă vă plac parfumurile care miros foarte tare a vanilie, vi-l recomand. Dar chiar dacă aici scrie aromă dulce și senzuală cu musc, zmeură și lăcrămioare, vă spun sigur că miroase a vanilie. Și 16 lei n-a mai fost la un preț atât de bun, deci vi-l recomand. 8 lei fiecare gel de duș de 250 ml, nu e cel mai bun preț, cu siguranță au fost la 6. Și pentru ultima dată în catalog este acesta Love in Bloom. Da, cred că doar acesta. Și noutate este acesta cu rubarbă și Ylang Ylang, Lazy Days. Fiecare oj, 11 lei, foarte bune. Am foarte multe nuanțe. Vă recomand ojele de la Avon. Chiar și astăzi port una. Creanele de ochi și sprâncene la 11 lei. Fond de ten cu SPF 50 la 24 de lei. Iar dacă achiziționați un fond de ten, primiți gratuit o mostră în New Reversalist. Produsele din gama Anew. Ca noutate este acest exfoliant cu vitamina C, dar nu știu dacă este exfoliant din acela efectiv care are particule sau un exfoliant din acela care îl pui pe ten și el ar trebui să-și facă treaba având ceva în compoziția lui pentru exfoliere. Spumantele de baie la un preț foarte bun, 16 lei. Așa. Și o pernă la 34, destul de scumpișoară aceasta, dar avem foarte multe spumante de baie. Un preț foarte, foarte bun pentru cantitatea asta de 1 litru. 1 plus 1 gratuit.
La mascara, să vedem, cred că se referă, da, și la aceste pagini, eu zic, da. Și avem așa, Mark Began Extreme, Began False Lash, Began Daring, l-am avut pe acesta, pe acesta, mi-a plăcut. Cred că merg și la creioanele astea de spâncene, da. Cred că mă încadrez cu toată prezentarea. Dacă comandăm produse de 50 lei din catalog, avem prețul special, spun ei, la aceste parfumuri. Individual Blue Free și Individual Blue Simplu, 22 de lei fiecare. Sau pur Blanca Blush sau cel clasic, 22 de lei. Prețurile sunt destul de bunicele. Pur Blanca oscilează de la 20, 22, 25. Cred că cel mai scump e 30, dar e un preț bunișor, adică nu e foarte scump. O ofertă destul de bună care mi se pare mie este la parfumele acestea mai de top, dacă pot să spun, de la Avon. Am avut Premier Lux, Daniel a avut acesta de bărbați, am avut Attraction, Rush l-am terminat, acum îl folosesc pe cel clasic, la fel și Dani a avut acesta Attraction, numai Maxima nu l-am avut. Unul cu 55, 2 cu 86, ar veni 43 dacă luați... dacă luați două bucăți, mi se pare un preț chiar foarte bun în condițiile în care acestea sunt de obicei la 60 de lei și acestea și mai scumpe. Deci, o ofertă bună. La fel și aici, unul cu 49, două cu 65, ar veni 32 de lei 50 dacă luați două bucăți. Acesta, de exemplu, Mesmerize Black a fost 40, deci e o ofertă bunișoară și acesta Cherish vreo 45-50. O noutate, mască pentru îngrijirea tenului, Fresh Black, la 29 de lei, 3 bucăți. Alte produse din gama New, sper din suflet să se vadă bine. La mine e norat afară și lumina nu prea mă avantajează, de aceea filmez cu blitz și cât de cât să se vadă. Alte produse de la New. Aici avem gama Avent Nutra Effects pentru ten sensibil. Foarte interesante aceste produse. Spuma aceasta de curățare pentru tenul gras și mixt avem aici. Produse din gama Clear Skin. Ofertă oricare două produse 15 lei. Mască de față cu banane, 10 lei, cremă hidratantă. E o ofertă destul de bunișoară, 7,50 lei pe produs. În general sunt 10 lei fiecare, după cum se vede. Parfumul Elixir, din gama Elixir of Love, 75 de lei. În campania aceasta, dacă luați două, sunt la 65 automat. Miroase foarte bine cel cu iasomie și tuberoze, l-am testat în catalog. Toate trei îmi plac sincer, dar acesta cu tuberoze îmi place cel mai mult, acesta de jos. O noutate din gama Attraction, esență de parfum Attraction Addicted, 15 ml, cu acaze negre, iasomie și lemn de santal. O să-l testez și eu să văd cum miroase aici în catalog. Acesta miroase genial din gama Today. Clasicul Today este la 95 de lei, acesta de 100 de mililitri, a fost și la 89, cred că acela a fost cel mai bun preț. Și cel de 50 de mililitri la 75, la fel e și acum, dar dacă luați două, aveți prețul de 65. Și acesta scrie că e bestseller, într-adevăr, cel puțin când spun eu Avon, spun parfumul Today. Noutăți. Parfumul Lucky Me, așa, acorduri de șampanie, ambraurie și păstrei de vanilie, acesta pentru el și pentru ea piper, timut, rozmarin și ambră. Parfumurile din gama Attraction, cadou lucirea de corp dacă cumperi parfumul și acesta e bestseller și pe acesta l-am. E destul de dulce, e acum pentru toamnă, am început să-l folosesc acum pentru toamnă, pe vară nu l-aș purta. Îmi place destul de mult, dar nu cum place Today-ul, așa o cumpărație vreau să fac. Are mure, mosc și ambră acest parfum.
seturi de la rar porți și persiv, bestseller și acestea, nici acesta nu-mi place persiv, nu pot să mă împac deloc cu el, nu-l suport. 60 lei tot setul, prețul e foarte, foarte bun. Aici sunt parfumurile Incandescence. Alte parfumele la ofertă. Parfumul ăsta de 30 ml, 24 de lei, nu e cel mai bun preț. Eu nu le-aș lua acum. La un preț bun este setul Yves Confidence. Am avut parfumul, am avut loțiune, am avut parfumul ăsta mic, 65 de lei. Sau doar parfumul singur, 55, mult mai bine. Gândiți-vă, mai pune 10 lei în plus și mai aveți două produse, deci mi se pare super și aveți și o reducere mai bună. 18 lei fiecare aromă. Deodorantele Rolon sunt la 8 lei și ați văzut, eu am luat din ofertele de reprezentanți cu 4 lei, cu siguranță nu le luam la, nu aș avea reducere 50% ca să le iau așa, deci mult mai bine mi s-a părut de acolo. Parfumul Celebr, 26, parfumurile de 10 ml mini, parfumurile la doar 10 lei, este un preț bun dacă vreți să testați parfumuri noi de la Avon, mai ieftine sau mai scumpișoare. Aici încep produse pentru bărbați, parfumul, noul parfum Black Sweet Dark, Mesmerize Black, 45, a fost și la 40, dar trebuie să urmăriți ofertele din cataloge. Sper să se vadă bine, că mă tot mut acum după lumină. Geluri de duș, 10 lei, e un preț bunicel, n-a mai fost de mult, în condițiile în care erau de obicei 14, 13, așa. Alte geluri de duș și accesorii produse pentru bărbați. Și acum încep produsele de make-up. Și acum văd că s-a trezit și bebe și se aude pe fundal. Set la ofertă Power Stay cu fond de ten și corector la 55 de lei. O noutate, o trusă pentru sprâncene, avem aici și pensulă cu dublu capă, la 10 lei e un preț bun și avem nuanța medium și medium dark, foarte, foarte faină arată, n-a mai fost așa ceva la Avon până acum, e 28 de lei, e un preț bunicel, aveți două nuanțe de fard de sprâncene și o nuanță de fard deschis depus aici pe arcadă, sub sprânceană. Rujurile astea, subțirele sau creion, 11 lei. Alte oje, 12 lei fiecare. Nu știu dacă este din gama gel, dar cred că asta este nuanța pe care o port eu acum pe unghie și cu un top cu sclipici, dar în fine, e nuanța aceasta, Sweet Bloom. Nu știu dacă se vede. Da, aceasta este. E o nuanță tare faină și am consumat mult din ea, să știți. Îmi place și mie și mamei enorm de mult nuanța asta. E un lila așa foarte fain. Alte produse pentru unghii, la prețuri acceptabile. Produse de make-up. Multe, multe produse. Produsele din gama Lux. Nu am înțeles deloc cu fondurile de ten de la ei. Aici este gama Color Trend, cu produse mai ieftine. Geantă profesională la 90 de lei. E tare faină, sper să se vadă. Și aici încep accesoriile pentru toamnă, eșarfa aceasta la 45 de lei, pare mare și grosuță, foarte faină. Și asta la 22, chiar e foarte faină, foarte, foarte faină. Foarte fain tricoul ăsta sau bluză, da, tricou cu imprimeu 40 de lei și jeans la 110. Foarte multe accesorii, set de cercei. 25 de perechi, spun ei. Multe alte accesorii și bijuterii, chiar foarte multe lansări în această perioadă. Geanta asta e foarte faină, la 90 de lei și cred eu că ar conține și acest mic porfard. Foarte, foarte faine. Wow, ce pijama drăguță. De fapt sunt două, da. Și sosetuțe. Astea cu iepuraș și astea așa cu zebră și girafă, bustiere. Acesta se numește set casual, deci nu e, cred că, o pijama sau ceva haine de asta prin casă, cred eu. Produsele din outlet.
Outlet, dar sincer nu mi se par prețurile atât de outlet, adică sunt cam aceleași prețuri care erau în mod normal în catalog. Aici este o geantă de cumpărături din material textil, 25 de lei, e foarte faină și cu, prin această campanie banii se duc către femeile cu cancer la sân. Prețul începând de la 10 lei și avem masca de față, scrubul la 10 lei, scrub de corp 20 și untul de corp 26. Am încercat exfoliantul de față și e minunat și miroase foarte, foarte bine. Vi-l recomand dacă aveți nevoie de un exfoliant bun. Alte produse din gama Planet Spa. Loțiuni de corp în format XXL de 750 ml, un set cu două geluri dezinfectante, unul de 100 ml, unul de 250 la doar 20 de lei, prețul e bun, economisiți 7 lei. Săpunul lichide și creme de mâini. Aici încep produsele pentru păr. Da, acesta cu ser pentru păr cu ulei de argan și camelie la 20, celălalt ați văzut că e 16, deci totul sunt 4 lei în plus. Perii pentru păr sunt foarte faine și elastic de păr și acesta e super, super la 16 lei și pentru ultima dată în broșură. Produse începând de la 8 lei și la 8 lei este acest ulei de păr, ulei de măsline, cu ulei de măsline. În rest nu prea sunt prețuri prea bune, sinceră să fiu. Aici sunt produsele de copii, la 10 lei acestea. Spray-uri de corp la 9 lei și pentru ultima dată în catalog va fi acesta cu prună. Acesta cu prună și nectarina pe care l-am luat eu acum, vedeți, e 9 lei, acum în broșură a fost 6. La fel și acesta cu cocos, deci dacă vreți luați-le acum în C12. Un set pentru toamnă cu nucșoară și cireșe negre la 20 de lei, prețul e bun, spray de corp, loțiune și gel de duș. Produsele pentru picioare din gama Footworks. Și avem aici și seturile, unul la 35 de lei, format din 6 produse. Dacă vă place lavanda, merită, dar dacă nu, nu. Nici mie nu place lavanda, deci e ok, nu o să-l iau. Și acesta Aloha Monoi la 30 de lei s-ar părea destul de rentabil, doar că nu place sprayul ăsta cu magnolie, nu-mi place mie cum miroase, l-am mai avut. Și acest ser de față m-au zis că nu face nimic, deci nu l-aș lua, dar aceste trei produse, da. Oricum, vine 6 lei pe produs plus o mică reducere, undeva la 5 lei pe produs, deci e destul de ok. Gelurile de duș de 500 de mililitri, unul cu 10 lei, al doilea cu 7, iarăși un preț bun, ofertă destul de bună. Gelurile astea de 720 la 18 lei mi se pare un preț mare, au fost și la 13, eu zic că mai puteți aștepta. Nouă spuman de baie cu piersică la 12 lei, eu am luat întreg setul cu gel de duș la 12 lei, deci mi se pare mult mai ok să luați acum dacă sunteți reprezentanți. Aici sunt produsele Encanto și mă grăbesc puțin deoarece bebe are nevoie de mine. Acum este cu Dani. Produse la 8 lei. Sper să se vadă bine. Cam acesta a fost catalogul. Sper mult că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și un comentariu. Vă pup și ne vedem la următorul clip. Pa, pa!